Grupurile energetice de la termocentrala Mintia nu mai sunt în conservare. Adunarea creditorilor de la Combinatul Energetic Hunedoara a decis la finele anului trecut retragerea din exploatare și închiderea grupurilor energetice aflate în conservare de la sfârșitul verii 2021. Mintia nu face parte din activele ce vor fi date în plată de la Complexul Energetic Hunedoara pentru a șterge datoriile companiei aflată în insolvență. Nu mai există nici oameni care să se ocupe de conservare, ci doar o firmă de pază, al cărei contract a fost prelungit. Această procedură era necesară pentru că, după cum bine știm, termocentrala Mintia funcționa de ani de zile fără autorizație de mediu, iar România risca să, în urma unei decizii a Curții Europene, să primească niște amenzi uriașe pentru fiecare zi de funcționare de aproximativ 1,5 milioane de euro. Astfel că am trecut la aceste proceduri. Nu este mare diferență între conservare și închidere. Noi avem în continuare acolo firma de bază care se ocupă de tot ceea ce înseamnă siguranța termocentrale. Printre sindicaliști, atât cei din minerit cât și cei care au lucrat în energie, există temerea că scoaterea grupurilor din conservare nu reprezintă altceva decât pregătirea lor pentru a fi tăiate și vândute la fier vechi. Nu sunt adevărate lucrurile acestea. Domnul ministru a spus foarte clar, termocentrala nu se va tăia la fier vechi, dimpotrivă va tăia de sarcină cuprinzi obligativitatea celui care cumpără această termocentrală să construiască un grup de minim 8.000 de vați pe gaz. Deci va fi foarte clar, toată lumea va vedea, termocentrala nu se va tăia la fier vechi, dimpotrivă va fi folosită în continuare pentru produce energiei electrice. Există 11 oferte pentru Mintia de la firme din mai multe țări, precum România, Israel, Coreea de Sud sau Republica Moldova. Termocentrala Mintia nu mai funcționează din martie anul trecut. Grupurile energetice de aici puteau produce peste 1200 de megawați, însă au fost considerate neviabile din punct de vedere economic.